clarificăm puțin și aspectul acesta al fondurilor și și faptul că și PSD-ul și PDL-ul au strigat foarte mult înainte de alegeri că PNL-ul nu a accesat fonduri europene. Eu vă dau un exemplu acum. În domeniul infrastructurii, în domeniul transporturilor, că am fost acuzați că am fost acuzați că nu am depus proiecte în infrastructură. Există proiecte depuse și contracte deja semnate și bune de pus în aplicare, da, în practică, de un miliard și jumătate de euro. De ce nu ați făcut-o cât ați fost la guvernare, ca să și demonstrați? Haideți să vă spun de ce. Pentru că termenele de execuție începeau exact de anul acesta. Pentru că au fost licitațiile pe ultima perioadă, pe ultima perioadă de mandat, evaluările la Comisia Europeană durează, pentru că asta este procedura, au venit, au fost semnate de 4 luni de zile cu bani veniți de la Banca Mondială, de la Banca Europeană pentru Dezvoltare, deci nu de la bugetul României, banii sunt în conturi și nu sunt demarate lucrările. De ce? Au fost blocate. Deci, dacă noi suntem acuzați, dacă noi suntem acuzați că nu am adus fonduri europene, atunci să vină ei să spună de ce nu măcar acele contracte, așa, puține, da? Câte le-am semnat și câte am reușit să obținem pe bani europeni, de ce măcar acele contracte nu sunt puse în practică, în aplicare? Pe de altă parte, vă mai spun un lucru. Dacă guvernul României de acum este chiar atât de bun în accesarea fondurilor europene, de ce? Tocmai acum, de când a venit noua guvernare, au început voci în Uniunea Europeană. Germania, Anglia, Danemarca au început să ceară din ce în ce mai cu voci din ce în ce mai puternice, să ceară retragerea fondurilor pentru România. Păi, haideți, mi-ați intuit pe undeva următoarea întrebare și aș vrea să discutăm puțin despre deficitul excesiv bugetar. Poate e un subiect cam greu pentru omul de rând, dar e exact pe acest subiect. Sună așa academic, sună foarte intelectual, sună extrem de elevat. Sunt foarte multe țări care au deficit excesiv. Păi, eu vă dau un exemplu acum. Am înțeles că sunt 21 de state sigur în cazul nostru. Sigur că da, sunt 21 de state pentru că deficitul excesiv a apărut ca urmare a crizei economice. Și pentru că acest deficit excesiv a apărut în aproape toate statele europene, 21. Ca urmare a crizei economice, s-a luat decizia ca toată procedura asta de scădere a deficitului să se prelungească pentru fiecare stat. Pentru Anglia până în 2015, pentru Franța până în 2013, pentru România probabil, pentru că am intrat și noi în procedură de deficit, se va stabili exact până în ce an avem termen să scădem deficitul excesiv. Deci nu este un capăt de țară, este o consecință aproape firească a crizei economice care ne-a afectat pe toți, a crizei economice care a afectat sistemul bancar în toată Europa. Nu este o vină a guvernului Tăriceanu, nu este o vină a guvernului Boc neapărat. Vina guvernului PSD-PDL este că induc în eroare cetățenii. Așa cum au indus în eroare cetățenii, i-au manipulat în campanie electorală și au promis mare acusare și acum oamenii săraci au fost seduși și abandonați efectiv, cel puțin profesorii. Deci așa fac și cu poveștile acestea cu deficit excesiv și le arată sperietoarea că... Nu, da, dumneavoastră ați spus că s-ar putea ca Europa să ne retragă fondurile. Nu ne retrag fondurile. Ceea ce au decis cei parlamentarii din Bundestag, ei au votat o propunere. Sunt și ei în campanie electorală. Sigur că da, ei sunt un mare contributor, cel mai mare contributor la bugetul Uniunii Europene. De acord cu dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că ne-au luat pe noi repede, gata. Și atunci, cei mai săraci tot pe noi ne taie de la... Și atunci, nu, profită de gafele guvernului și, sigur, profitând de gafele guvernului, e foarte ușor să dai în cel care face cele mai multe prostii. Merg acum cu mesaj la electorat, pentru că e criza economică și la ei. Domne, o să încercăm să aducem mai mulți bani în Germania.
cum aducem mai mulți bani în Germania? Încercând să mai tăiem din banii care sunt alocați altor state care și așa nu se descurcă foarte bine. Vedem că nu sunt ei foarte în regulă. România, de exemplu. În Italia, mesajul este rasist. În Germania se axează pe partea economică. Sigur că da, fiecare își face campanie. Însă, atenție foarte mare, fondurile pe care un stat sau altul le primește sunt hotărâte quantumul în Parlamentul European și în Consiliu. În niciun caz Germania, Anglia sau Franța, votând în Parlamentul Național un astfel de, o astfel de propunere, nu vor reuși să ne retragă nouă sau altui stat membru. Asta în condițiile în care nu negociază și cu alte state care contribuie. Sigur, dar noi suntem, în aceeași măsură. Dar suntem și noi stat membru. Suntem și noi în Consiliu, suntem prezenți, trebuie să ne susținem cauza. Aici vreau să ajung, pentru că e puțin, dacă vreți, puțin stranie această decizie în condițiile în care, pe de altă parte, Fondul Monetar Internațional spunea România este una dintre puținele țări din Europa care în acest moment are creștere economică. Mică, e adevărat, 1, nu știu cât. Scurcă, da. Dar oricum e creștere economică, nici de cum o scădere, cum se întâmplă în Germania, nu? Iată țara pe care o dădeați ca în exemplu. Germania, situația este foarte, foarte grea în momentul de față. Nevoile sunt foarte mari, criza este mult mai puternic resimțită decât în România și sigur că da, Germania trebuie să vină cu un mesaj foarte puternic către electorat. Și cum ar spune bunica fie la ei acolo, noi trebuie să ne ocupăm de problemele noastre, trebuie să avem grijă de clasa de mijloc. Pe care... Am văzut la dumneavoastră în CV că aveți o grămadă de puncte pe care vreți să le atingeți, obiective pe care le aveți pentru Parlamentul European și mă uitam acolo, asta mi-a atras atenția, clasa de mijloc și tineretul educație. Haideți să le luăm pe rând cu clasa de mijloc. În România nu prea avem clasă de mijloc, sau se ridică ușor, dar... Timid început să se ridice clasa de mijloc. Sigur, poate că guvernul condus de PNL nu a reușit să umple toate găurile negre pe care le avea România. Nu a reușit să aducă salariul la 1000 de euro, cum e media în Europa. Însă, să nu uităm, guvernul PNL în primii 2 ani a reușit să aducă salariul, să-l mărească cu 60%, iar până în final cu 127%. Deci, progrese s-au făcut. Pensia a fost mărită. Apăruse deja o inițiativă care am văzut că a fost scoasă de acest guvern cu încurajarea întreprinzătorilor. 1000 de euro pentru fiecare angajat nou. Scutirea de taxe pentru angajații șomeri. Reducerea taxelor la asigurări sociale pentru firme. Deci, dar trebuia să criza economică puțin. Se pare că a dat peste cap toate aceste planuri. Asta este ce ne spune guvernul PDL-PSD. Pentru că dacă ne uităm, pe 12 decembrie 2008, Comisia Europeană a recomandat statelor membre, iar statele membre chiar au pus în practică, mai puțin România, evident, această recomandare, au recomandat micșorarea asigurărilor, contribuției la asigurări sociale din partea firmelor mici și mijlocii, tocmai pentru a le încuraja. România ce a făcut? A crescut contribuția firmelor la asigurările sociale. Apoi, statelor membre li s-a recomandat reducerea fiscalității, tocmai pentru a încuraja mediul de afaceri și pentru a nu rămâne oamenii pe drumuri. România ce a făcut? A introdus impozitul forfetar și am văzut că 200.000 de firme deja și-au închis porțile. Ce facem cu oamenii aceia? Oamenii aceia au rămas pe drumuri. Gândiți-vă, dacă o singură firmă avea un singur angajat. În primul rând, pierdem contribuția la asigurări sociale pe care firma o plătea pentru angajatul respectiv, deci pierdem bani la buget ca pentru 200.000 de oameni. 200.000 de oameni rămân pe drumuri și nu sunt 200.000 de oameni, că poate aceia au și familie, au copii, au responsabilități. Ce facem? Cum creștem economia în felul acesta?